În urmă cu vreo două săptămâni aflam de la Mihai Călin, actorul Mihai Călin, că directorul interimar al Teatrului Național București nu este de acord cu organizarea unor acțiuni în care teatrul actorii să-și arate solidaritatea, susținerea pentru Ucraina, țara atacată de dictatorul fascist Putin. După acele dezvăluiri, vin noi dezvăluiri. Mihai Călin, același Mihai Călin, a publicat pe Facebook uh, o postare în care ne arată că la spectacolul lui Dan Puric a fost distribuit un ziar antisemit la TNB, Teatrul Național București. Mihai Călin pune pe Facebook această postare, ziarul antisemit în mâna spectatorilor, chiar în fața directorului general interimar al TNB. Direcția TNB cere acum ancheta poliției. Culmea ipocriziei. Deputatul USR Iulian Bulai îi cere Ministrului Culturii demiterea directorului interimar al TNB. Acesta scrie pe Facebook, Teatrul Național nu face politică, dar nu are nicio problemă cu propaganda. Cam 500 de spectatori ai Teatrului Național București au găsit astăzi la sala studio câte un exemplar dintr-o publicație naționalistă, revanșardă, rasistă și antieuropeană pe numele ei Certitudinea, care să acompanieze monologul lui Dan Puric prezentat de Ziua Mondială a teatrului. La intrarea în sală erau împărțite alte exemplare din aceeași vițuică extremistă, scrie Iulian Bulai pe Facebook și uite, ajungem într-o situație în care directorul TNB, Dan Puric, mă pune în ipostază asta în care trebuie să fiu de acord cu Iulian Bulai, o situație ciudată, neplăcută, dar asta e de momentul. Avem uh, propaganda lui uh, Puric la TNB, în schimb, Niciun fel de acțiuni de solidaritate, de susținere a Ucrainei. Nu că Teatrul Național și directorul interimar de la TNB nu fac politică. Dan puric! Într-o fotografie cu domnul George Simion, cu Nicolae Furdoiancu, putiniști. George Simion a publicat această fotografie pe Facebook și scrie sarcastic, ironic, niște putiniști. El, alături de tampuric în prim plan. Nu cred că avea nevoie de ghilimele, George Simion, niște putiniști. Și acum, când spun niște putiniști, Dan Puric și George Simion, nu e atât pentru că ar fi susținători ai lui Vladimir Putin, ci mai degrabă, în esență, se comportă la fel ca el. Adică au aceleași idei în spate, au aceeași ideologie se manifestă cam la fel, nu au aceeași putere, asta e adevărat, nu pornesc războaie din nou, e adevărat, dar nu e nevoie de ghilimele când îi descri pe oamenii aceștia. Sunt putiniști prin atitudine, prin felul în care se manifestă. Ce spune Ministrul Culturii? Domnul Romașcanu spune că în acest moment conducerea teatrului dispune o anchetă internă și va depune plângere pentru distribuirea neautorizată a unei publicații în incinta instituției. Sigur, așteptăm ancheta, așteptăm să vină poliția, nu? Așa se vor rezolva probleme. Știm că întotdeauna asta rezolvă, de fapt, problemele. În realitate, ce vedem la Teatrul Național București? Vedem aceeași adunătură de intelectuali români, extremiști foarte mulți dintre ei, dar asta, asta nu e ceva, nu e un element nou. Și acum sigur că o să -l generalizez, dar mai degrabă mă refer la cei care sunt uh, proeminenți, la cei care sunt mai mereu în prim plan. Oamenii aceștia, uh, intelectualitatea română, cei proeminenți în special, întotdeauna au suferit de astfel de apucături. Extremiste, ultranaționaliste. Aceștia sunt oamenii care uh, s-au tot uh, perindat așa prin. Uh, vârfurile intelectualității. Aceștia sunt oamenii, aceștia au fost, aceștia sunt cei care uh, au viziunea care e acceptată, cei care promovează ideologia acceptată acolo, în cercurile restrânse. Dan Puric și ai săi, aceștia sunt intelectualii, nu? României, în 2022. Acestea sunt ideile. Și sigur că nu sunt cu toții la fel pe aceeași lungime de unde, dar ideile promovate, unii merg la o extremă, alții stau așa cumva mai aproape de centru sau vor să pară că sunt mai aproape de centru, dar în realitate promovează aceeași ideologie de extremă dreapta, ultranaționalistă, cu tot felul de accente xenofobe, rasism, homofobie, toate ingredientele acestea care alcătuiesc dreapta și în special extrema dreaptă în România. Vedem în mod clar cum teatrul nu are nicio problemă în a promova astfel de idei, să-l sărbătorească pe domnul Dan Puric, să fie acolo de ziua teatrului, să îl vedem pe domnul Dan Puric și odioasele sale monologuri. Cu asta ne-am obișnuit, asta se întâmplă nu e nimic surprinzător, dar vine Mihai Călin și propune niște acțiuni simple de solidaritate, nu? Într-o astfel de perioadă și primește răspunsul. Stai că noi nu facem politică. Noi nu facem politică. Ok, nu facem politică, dar îl punem pe Dan Puric, distribuim publicații ultranaționaliste extremiste, nu avem nicio problemă cu lucrurile acestea, nu? Și atunci îi avem pe acești putiniști, George Simion, Dan Puric, toți, toți acești ultranaționaliști care glumesc că, uite, presa mainstream îi numește putiniști. Și, pe de-o parte, au dreptate, pentru că foarte mulți dintre cei care îi numesc pe ei putiniști sunt la rândul lor putiniști. Din nou, nu prin faptul că acei oameni l-ar susține pe Putin. Chiar mai puțin decât aceștia. Dar prin atitudine. Prin eu am voie să spun ce vreau, voi toți ceilalți ciocu mic. Atitudinea asta e prezentă în mainstream. De asta și prinde uh, mesajul acesta, prinde astfel de glume ale lui George Simion, niște putiniști, așa, uh, sarcastic, ironic. Pentru că, da, unii dintre cei care îl acuză pe George Simion că ar fi putinist, sunt la rândul lor, uh, tot pe acolo, ideologic vorbind. De asta. Uh, situația e mai degrabă atunci când te uiți la viitorul. Uh, Intelectuală României, mai degrabă cred că se cere pesimism decât optimism. Când ne uităm la astfel de specimene din mainstream, la tot felul de formatori de opinie, care fie sunt acum aproape pe față auriști, fie sunt din tabăra cealaltă, care nu e atât de diferită de oamenii aceștia, susțin cam aceleași politici neoliberale, poate cu mai puține accente ultranaționaliste. Dar, dincolo de asta, diferențele sunt minore.